Care oameni buni, sunt Andrew the Great. În ziua de duminică, din nou, am avut un ghinion, spun eu, pentru că pariul meu pe care am pierdut a fost Leipzig să marcheze două goluri, condițiile în care Leipzig făcuse două meciuri foarte bune, precedentele meciuri cu 5-0 și 3-0 nu primiseră niciun gol, iar Leverkusen în care puse meciuri de 4-3, 3-2, bătuse 3-1 pe Porto și atunci am luat-o pe Leipzig să marcheze două goluri. S-a terminat 1-1 și am pierdut pariul. Vă garantez că în următoarele 7 meciuri Leipzig va marca aproape sigur. Pot să apară și momente în care jucătorii sunt un pic într-un recul, fizic și mental, și atunci ei practică un joc mult mai slab, cum a fost Benfica ieri. Am jucat pe Benfica, de exemplu, că dă două goluri, ceea ce făcusem și acum în urmă cu o săptămână și ceva, când la fel Benfica atunci nu a marcat două goluri, a marcat un singur gol și a câștigat cu 1-0 într-o deplasare. Acum era acasă și am zis că va face un meci foarte mult mai. O să facem un pariu pentru ziua de martie. 3 martie avem din tenis Kasatkina cu Parmentier, un meci în care Kasatkina parcă și încerca să-și revină un pic anul ăsta, a pierdut la Australian Open în primul tur, a pierdut la San Petersburg cu Alexandrova, dar a luat un set. La Dubai a avut un turul 2 cu Mladenovic pierdut, apoi cu Muguruza a pierdut 1-2, destul de bine a jucat. Deci are clar, jucăm Kasatkina 1 solid la cotă de 1-20. În Cupa Angliei, Sheffield United, care joacă în Premier League, a avut serie excelentă. Uitați, în ultimele 2, 3, 4, 5, 6 meciuri de campionat au avut 2 victorii, 3 victorii, 2 egaluri și o singură înfrângere cu Manchester City. Mai în spate vedem încă un meci cu City 0-2. Deci vedem cu City și cu Liverpool a pierdut 0-2, 0-2, 0-1. Deci destul de bine defensivă, nu a primit 5 goluri, 6 goluri. A putut să se apere destul de bine și în rest cu echipele mai modeste vedem bate sau face egaluri. Marchează destul de puțin, dar solidă pe apărare. Reading, echipă de pe Liga Secundă, undeva pe la mijloc, și ei se vor dedica foarte tare acestui meci de cupă. E un singur meci și e la ei acasă. Diferențe de valoare, Sheffield United a fost foarte bună și acum Sheffield United are aici prima șansă. Sheffield United se califică. Cotă de 1.35. Cupă, avem Chelsea cu Liverpool. Chelsea și Liverpool, clar, două echipe de top, două echipe care își propun evoluții foarte mari. Liverpool este cu un parcurs uluitor, deși a pierdut acum în ultima etapă 0-3 la Watford, a avusese vreo 25 de victorii și un egal până acum în ultima etapă când a pierdut 0-3 la Watford. E una din echipele de super, super clasă, cu jucători extraordinari care pot oricând să facă diferență. Liverpool are și săptămâna viitoare meci de Champions League extrem de important cu Atletico Madrid. Acum Chelsea cu oscilații, 0-2 la United, 0-3 a pierdut cu Bayern München în Champions League, 2-2 cu Bournemouth, 2-1 a bătut pe Tottenham, înainte a mai fost un egal cu Leicester. Sunt mulți tineri, acolo Lampard face o echipă tânără, nu, dar Chelsea pare un pic slăbit, a avut Mason Mount, Jorginho, Kovacic, Pedro undeva mai în față, Giroud în laterale, Marcus James. Poate vom vedea niște rezerve introduse, mai ales de luptă între două puteri. Va fi ceva ambiție și cred că se vor da măcar două goluri. O să pariez aici 2-5 goluri la o cotă de 1.35. Mania și Alchi cu Bayern poate să facă un meci mai modest cu ceva rezerve, totuși să știm foarte sigur că Lewandowski este accentat, nu va juca, și nici Kingsley Coman, care a făcut o întindere. În ultimul meci au dat 6-0 la Hoffenheim, a jucat impecabil. Cei de la Schalke nu sunt jucători foarte cunoscuți. De la Bayern, Kingsley Coman, Hernandez și Lewandowski vor lipsi. În ultima vreme au avut 1-1 cu Paderborn, 0-0 la Mainz și apoi 0-5 cu Leipzig, 0-3 cu Köln. Deci dintre ele două, Bayern i-a bătut tot timpul în ultimele 5 meciuri cu 3 goluri sau 2 goluri marcate. O să pariem un 3 plus goluri aici, pentru că posibil să vedem și pe Leipzig dând totul în acest special. Deci punem un 3 plus gol la 1.32. Și din Liga, din Cupa României cu Academia Clinceni cu Dinamo. Dinamo tocmai a pierdut cu Clinceni în weekend, în meciul de primul meci de play-out. Dinamo clar nu este într-o stare foarte bună. Toți jucătorii au zis că sunt așa blazați și jucători destul de expirați, adunați pe nu știu unde, jucători care au fost respinși de alte cluburi de prin. Au făcut meciul ăla cu FCSB 2-1, dar în rest n-au mai jucat nimic. Academia Clinceni o echipă foarte modestă care în general se apără. Clinceniu, cred că Dinamo va câștiga sau are mai mare șansă să câștige după ce în campionat a pierdut. Acum cred că se vor motiva un pic mai mult. Cupa este un obiectiv mare și el joacă. Dinamo marchează 1-3 goluri. Dinamo să marcheze 1-3 goluri la cotă de 1.30. Din aceste meciuri facem o cotă de 3-13. Astea sunt punturile mele pentru astăzi, marți 3 martie. Ziceți și voi ce pariați pentru ziua de azi, dacă vi se par bune punturile, și până data viitoare vă urez baftă.